Ne aflăm pe în orașul Buftea, la Calul Bălan, cum v-am obișnuit la fiecare sfârșit de săptămână. Ies, n-a pescuit, stați că-mi trage. După biban am venit. Am niște biban frumos, nu am venit de mult, circa 10 minute. Mai sunt pescari. Continuă să vină. Să văd cât pește prind, cât pește vă pot arăta. Automat, la sfârșitul partidei, peștele se va duce înapoi. Le voi da drumul înapoi în apă. După cum observați, de câte ori viu pe Buftea, zici că e ca în basme. Fără că... Ia uite nemen. Ia uite ce frumos. Uitați, numai... Și eu. E bine frumos. Din cauza asta nu mai dau la stăbilar. Aici observ că bibanul e mai răsărit, mai îmbrăcat. În orice caz au mai venit pescari. Au mai venit pescari, din ce în ce mai mulți. Vremea, văd că ține cu noi. Dau la liberul, am uitat să vă spun. Vreau să vă arăt. În momentul în care am băgat, în cât timp întrage. Să vedeți și dumneavoastră. Și dumneavoastră uitați, nu. Cam în stilul ăsta limpe. Cred că am luat câteva kilograme până ora asta. Mersi, cu plăcere. Nu mai pleacă. Ai zis că nu prea să primești. Trebuie și noastră peisaj de poveste. Oh, frumusețe. Pădurea de la Palatul Știrbei. Biserica. Au venit. Cred că sunt vreo în circa 20 de pescari. Vedem în continuare. M-am decis ca să arunc pe cei care am prins. Am prins foarte mult pește în decurs de 2 ore ca să nu moară. Am făcut o gaură. 3-4 metri de mine. Uitați-vă, bibănaș, frumusețe de bibănaș. Uitați-vă, frumusețe de bibănaș. Am luat ghibor, am luat toate tipurile, am luat, după cum observați, toate tipurile de pește. Le vom da drumul ușor în gaură. Dăm și cu mâna, pentru că vreau să mai rămână apă, vreau să mai stau, uitați, ce ban frumos. Uitați-vă și noastră, ban.
eating one, and another one for sure an apple. Touchy one. Bye. Uite ce fug. Uite viteză ce au. Și am dat drumul, mai am puțin apă, mai voi sta circa o oră și nu am vrut să mor peștele din cauza că le-am dat drum. Vedem în continuare cea mai lungă. Tatiu și dumneavoastră câți păscari vin. Da, toți cum trage. Uitați, bibănașul meu. Și dumneavoastră câți păscari vin. S-a strâns mult. Peștele e micul, dar distracția este foarte bună. Voi lua decât câte 10 peștișori, îi voi arunca, nu vreau să moară gălate. Din această cauză, la 10 peștișori, după cum au observat, îi voi arunca înapoi în apă. Înainte de a pleca, că nu mai stau mult, aș vrea să vedeți și dumneavoastră ritmul în care trage o singură copcă. Nici n-am băgat-o. Uitați-vă și dumneavoastră. Unu, după altul. Stai. Reușesc. Gata, i-am dat drumul. Dă-mi una apoi. Am păstrat o singură undiță. Cum puteți observa. Mă dau mâna pe aia, ca să vedeți și dumneavoastră. Uitați-vă și dumneavoastră în ritmul ăsta. Numai de la o singură cocă. Băgăm înapoi, să vedeți în câte secunde întrage. A luat-o. Ei, în ritmul ăsta am ținut-o toată dimineața. Ia. Hai să vă mai arăt, să mai vă arăt aici, liberul urmă, dar nu e nicio problemă, că da la marmușcă și ar trebui să o ia bibanul. Toate că dacă pun liberul, o ia mult mai repede. Ia uitați-vă. Altul. E, cam în ritmul ăsta am pescuit. Ne voi da drumul și la acești pești. Uitați-vă în decurs de câteva minute. Ne vom da drumul.
Спасибо. Бай. Борц. Бай. Și unul mic de tot. Uitați-vă. Să-l aducă pe bunelul și pe unchii lui. Au plecat toți. Terminat. În circa 2 ore de pescuit am luat câteva kilograme de pește. Este superb. Superb. Ne-am încărcat bateriile pentru o nouă săptămână de muncă. Uitați-vă ce poate fi mai frumos. Foarte mulți pescari au venit. Vă doresc o săptămână bună. Firantici, ne vedem săptămâna care vine.